fost foarte frumos. În Atam vedeam fotografii, vedeam tribuna, vedeam mâini ridicate. Știam că de acasă se uită toată lumea și vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, a venit campionul, am zis că începem sezonul în forță. David Popovici în studioul nostru, bine ai venit, ne bucurăm să te avem aici în această zi de septembrie. Salut, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. David Popovici a venit împreună cu antrenorul Adrian Rădulescu, să-l salutăm și pe Adrian Rădulescu, bună dimineața! Bună dimineața, mulțumim pentru invitație. Și Radu Paraschivescu a rămas alături de noi. Radu, cum a fost întâlnirea cu David Popovici? Foarte frumoasă și foarte firească, da. Adică e un om natural, e un om neprefăcut și e un tânăr matur, asta e o contradicție în termeni. Ha, și ziceți adevărul, n-are soli. Asta pare că vine de acolo. M-ați prins. Și vreau să anunțăm că suntem live și pe pagina de Facebook Digi FM. Intrați acolo să-l vedeți pe David Popovici și să-l felicitați pentru tot ceea ce face. David, bănuiesc că ai primit vara asta foarte multe felicitări, mai ales după, și după Olimpiadă și după campionatele la care ai participat. Cum te simți? Nu știu, nu sunt obișnuit să primesc atât de multe felicitări, atât de multă atenție în general, numai că dacă vreau să o țin pe drumul ăsta, să continui să fac lucruri mari, ar trebui să mă obișnuiesc cu treaba asta. Noi o să recunoaștem că suntem mega ipocriți. Nu eram cu tenisul. Da, și a apărut tu așa. Da, noi învățam pe Simona Halep să joace. Și... acum trebuie și să învățăm pe tine să nu-ți. Da, să mai... da. Uite, o să te rugăm să vorbești puțin mai aproape de microfon și trebuie să te obișnuiești cu felicitările, pentru că peste o săptămână o să primești multe, că vine ziua ta, o să faci 17 ani. A, o săptămână mai, nici da. Nu știu, da. Se apropie, fac și eu 17 ani. Am tot auzit prin toate articolele și pe unde am mai auzit tânărul de 16 ani și parcă a durat o veșnicie vârsta asta. Și a durat 3 ani să am 16 ani. Dar cum e să fii născut chiar pe 15 septembrie, ziua în care a început școala? Deci tu te duceai în prima zi de școală, era ziua ta. Cum se întâmpla lucrurile? Păi mă ofticam un pic pentru că tot trebuia să aduc bomboane. Adică eram un pic obligat moral să aduc bomboane și fix în fiecare zi, în prima zi, nu se putea să fiu pe 16 septembrie. A, să vezi cum îl pupă fetele acum. Stai, să vezi, a venit de la Tokyo. Vom vedea. E clar. În ce clasă intri acum? Intru în a 11-a la Colegiul Național Bilingv George Coșbuc. Uh-huh. Și cum e să împarți școala cu activitatea sportivă? Ți-e greu? Mulți se plâng de treaba asta. De ce mai trebuie să meargă și la școală când ei sunt niște super sportivi? Aș minți dacă aș spune că e ușor. Sunt convins că e mult mai ușor dacă ai fi la un... adică e mult mai ușor colegilor care sunt la un colegiu profil sportiv. Numai că eu am reușit să îmbin, datorită profesorilor care îmi susțin pasiunea asta și oamenilor geniali de la școală, am reușit să îmbin sportul și școala, să pot să le fac pe ambele binișor, să mă descurc ok și la școală. Uh-huh. Hai să vorbim și cu antrenorul, să vedem, îl lăsați la școală anul ăsta? Cum o să fie? Bineînțeles că trebuie să meargă și la școală și ne bucurăm de aprecierea pe care o are din partea profesorilor și celor de la liceu, care îl înțeleg și îl ajută cu antrenamentele, cu deplasările și le mulțumim încă o dată. Uh-huh. Trebuie să lipsească perioade mai lungi, probabil, nu? Când sunt competiții. Da, sigur. Competiții. Că la concursuri, poate să fie o săptămână, poate chiar două, poate un cantonament, o lună, sunt perioade. Dar de cât timp colaborați cu David Popovici pentru antrenamentele lui? Eu lucrez cu David din 2013. Deci, erai născut în 2013, nu? Erai născut în 2013. Eram micuț totuși. Era și el micuț, bine, în postura lui de antrenor. Era micuț și cumva de asta s-a creat o chimie atât de bună între noi și de asta ne înțelegem, avem o colaborare atât de bună. Pentru asta că voiam să vă întreb, care e relația? Cum sunteți după anii ăștia și după performanțele despre care, iată, pentru care ne-am bucurat și noi anul ăsta? Păi eu sincer, adică sunt convins că n-aș fi avut cum să reușesc fără el, fără colaborarea, fără prietenia, pentru că asta e înainte de relația sportivă antrenor, e o relație prieten-prieten, om-om. Și n-aș putea să-mi imaginez lucrul cu un alt antrenor, nu știu. Da, în mod cert, relația pe care noi doi o avem, mai ales în momentele în care eu cer să fac anumite lucruri, el trebuie să aibă încredere totală în ceea ce îi spun eu. Și cred că din perspectiva prieteniei am reușit să ajungem mult mai departe decât dintr-o poziție de autoritate și faci ce spun eu, pentru că eu sunt antrenorul și a fost un pic diferit.
Pe noi ne-a bucurat când l-am invitat pe David Popovici la noi în emisiune că și-a dorit să-l cunoască pe Radu Paraschivescu. Radu, iată că... Ce gusturi stranii. Exact. Și Radu, sigur, ai o curiozitate, două, trei legate de, nu, de ce a făcut David Popovici vara asta și la Olimpiadă și la campionate. Și... La Jocurile Olimpice l-am văzut și o să-l mai vedem la jocuri. Înainte de a avea o curiozitate, vreau să-i dau o carte, nu e a mea. Este o carte despre not. Și chiar e interesantă pentru că, sigur, nu din cartea asta o să învețe David cum să note mai bine, nu, dar îți te pune în relație cu mediile în care lucrezi și în care trăiești și în care respiri și cu tot felul de pariuri pe care le angajezi cu viața și cu situațiile limite ale vieții. Dacă ar fi să-i pun lui David o întrebare și chiar o să-i pun, este dacă a avut momente de exasperare. Adică momente în care, știind că te produci într-un mediu care opune rezistență, dacă îți venea să te lași? De-a lungul carierei sau la Olimpiadă? Nu, la jocul, nu, în general. O carieră destul de scurtă, totuși, dar pe care, sincer, abia am început-o puțin. Încă nu am avut parte de momente de genul. Știu că, mai ales în sporturile individuale, foarte mulți sportivi lucrează cu un psiholog. Și întotdeauna vorbesc despre asta, numai că momentan nu a fost nevoie. Am psihologii mei, între ghilimele, lângă mine, pe domnul antrenor, pe părinți, pe profesori, pe toți oamenii de calitate din jurul meu. Și încă nu am avut momente în care am vrut să mă las sau momente de exasperare, cum am spus. Ideea e că, din tot ce transmite el, eu am văzut nenumărate interviuri, pare că se super distrează și că savurează această etapă a vieții. Și foarte dar bine. Chiar aș fi curios dacă există totuși și nasoale, adică lucruri când chiar n-ai avea chef să le faci, nu știu, alergatul, antrenamentul fără apă. Trezită de dimineață? Da, aș minți dacă aș spune că nu e greu, dar e meseria pe care mi-am ales-o, e ceva ce îmi place să fac și satisfacția pe care o ai după o zi de antrenamente reușite sau după o competiție reușită e de neegalat și depășește orice greutate pe care o pot întâmpina prin trezitul de dimineață sau călătoritul, datul peste cap, să ajung aici, acolo. E destul de greu, dar ne place să facem asta. Nu numai mie mi-e greu, ci și lui și echipei mele. Cum arată o zi obișnuită pentru tine? Păi, din moment ce acum am antrenamente, perioada asta am antrenamente de la 7 dimineața, mă trezesc la 5, ai mei se trezesc cu un sfert de oră înainte să poată să-mi facă de mâncare, mă trezesc la 5, mănânc, mai dorm o oră, după care mă duc, mă asigur că sunt cu jumătate de oră înainte la bazin să mă pot încălzi, intru în apă la 7, uneori e rece, uneori nu e, trebuie... Aia e. Uneori nu e rece sau nu e apă? uneori nu e rece. De multe ori e rece, na, fiind la 7 dimineața. Dar mai poți să mănânci după ce... Mai poți să te culci o oră după ce mănânci? Da, păi de asta trebuie să le dau credit părinților mei. Ei se trezesc și mi-aduc mâncarea și o mănânc aproape cu ochii închiși. Ah, ok. Da, momentan încă fac asta pentru mine și mă ajută enorm. Antrenamentul durează 2 ore, după care mai am ba sală, ba crioterapie, ba masaj, depinde de ce metodă de recuperare aleg în acea zi. Mai trebuie să și dorm, uneori mai am un antrenament și după amiază, o să trebuiască să ajung și la școală de când o să înceapă, nu o să fie ușor. De obicei, acum în vacanță, ajungeam seara pe la 7, da, pe la 7 seara, destul de obosit. Acum va trebui să pun și școala în programul meu. Nu o să fie ușor, dar na, pentru asta ne-am tot pregătit. Corect. Spune-ne și despre părinții tăi. Ei și-au dorit să faci not sau cum ai ajuns să faci not? N-a fost tocmai ceva... Adică la 4 ani un medic ortoped le-a recomandat alor mei să mă ducă la bazin. Aveam câteva probleme cu spatele. Și cumva recomandarea asta combinată cu energia, toată energia pe care o aveam eu, i-a făcut pe ai mei să mă îndrume către not. Și am continuat să fac not până pe la vreo 7 ani, deja rezolvasem cu problema și m-am ținut de not, pur și simplu, m-am apucat de not de performanță pentru că mi-a plăcut, îmi plăcea să mă bălăcesc, cum ai spus, îmi plăcea să mă distrez și întotdeauna am găsit o distracție în asta. Dar părinții au simțit că vei ajunge campion?
Da, le plăcea să creadă. Erau destul de nebuniți. Domnul antrenor Adrian, cred că știe. Când veneau la bazin, îmi făceau postere cu Dolphin Boy. Eram locul 30. Eram locul 30, nu eram cine știe ce. Dar David, the Dolphin Boy, eu mă lăudam. Ia uite, pentru mine era. Nu e, mă, pentru tine, pleacă de aici. Ba da, uite, ăla-i tata. Sărbătoreau destul de mult, dar a ajutat foarte mult. Și asta m-a adus aici, faptul că nu m-au presat niciodată. Ceva ce... E un sfat pe care îl dau tuturor părinților atunci când copiii lor se apucă de un sport sau de orice altă activitate, nu-i presați. Lăsați-i poate, să... uite, poate nu te-au presat pe tine, dar poate l-au presat pe domnul antrenor. Ia să auzim. Nu, nu mi-am adus și aminte de toate lucrurile alea. Ce e important, poate oamenii își vor crea impresia că automat lucrurile alea au venit și cu o anumită presiune. Ți-am făcut poster, trebuie să faci bine acum la concurs. Nu, dimpotrivă. Toate lucrurile astea au venit necondiționat. Și cred că asta este diferența dintre el și altfel de situații similare. Și eu am o relație deosebită cu părinții lui, care mă ajută, pentru că fără ajutorul lor nu puteam să-l controlez în anumite momente și să reușesc să ajung la el, pentru că oricât de cuminte și de așezat pare el acum, de-a lungul timpului au fost momente când era mai... zvăpăiat așa și trebuia să discute cineva cu el, inclusiv părinții, și am găsit foarte mult sprijin în relația. Chiar cum e lucrul cu un adolescent la nivelul la care, iată, s-a ajuns în acest moment? Pentru că ne imaginăm că nu e tocmai ușor, nu? Într-o etapă a vieții cum e adolescența. Cred că e important ce fel de adolescent ai pe mână, pentru că sunt unii care... și iarăși aici mă întorc la relația cu părinții, care dacă sunt crescuți într-un mediu destul de mai constrâns, mai vor căuta să facă tot felul de escapade și să se revolte în tot felul de moduri și implicit împotriva ta ca și antrenor. Dar norocul meu e că alături de David am găsit mereu relația aia de prietenie și inclusiv oricând există o problemă în orice aspect al vieții, dacă îmi cere părerea, sfatul, cu drag îi dau din perspectiva de prieten. Am acces și în zona aia. E frumos că aveți o relație. De să-l pedepsească și pe părinții. Îți dai seama că nu? Acum e chiar greu. De aș vrea să te întreb, că pe noi ne-a bulversat. La un moment dat am văzut la europene, la concurs de juniori, nu? Uh-huh. Și la olimpiadă părea că le dai bătăi de cap seniorilor. De acum încolo, cum te vedem? La ce fel de concursuri te vedem? Încă sunt destul de tânăr și, din fericire, mai am un an de concurat la juniori. Juniori înseamnă 18 ani inclusiv. Da. Da? Am vrut să mă asigur. Nu mă ocup eu de detaliile astea. Mai am un an de concurat la juniori, dar așa e la not, poți să concurezi, depinde de cât de bun ești, nu de vârstă, poți să concurezi cu toate vârstele. Senior înseamnă de la 18 în sus. Anul ăsta mai concurez la juniori, mai am europene de juniori, o să tot am europene de seniori. Europenele mari, o să am mondial, o să mai am jocurile olimpice, unde participă absolut oricine atâta timp cât se califică. Da, pe la concursurile astea mă veți vedea. Vreau să completez că anul următor, în 2022, o să le facem pe toate. Da. Deci și campionatul european junior și cel de senior, și mondiale de junior și mondiale de senior. Și vine și Bacu pentru el. Bine. Mai lasă-l un pic, are 2 ani. Dar să fii și tu atent cu noi, că am început să ne pricepem, adică de la ultima, da, ultima oară ne-ai pus să ne trezim pe la 3? La 3? Da, la 3 fost. Nu? Da, cred așa. Că, nu știu ceva, 3-4 dimineața era... Să nu mai faci așa. Să... Nu mai fac, gata, da. nu mai plec în Japonia. Lasă că mondialele de la anul următor sunt tot în Japonia, în mai, așa că... Și jocurile sunt la Paris? Jocurile la Paris, da. Deci destul de aproape de noi, nu vă mai treziți cu noaptea în cap. Dar... Dante, spuneai că nu ești la un liceu sportiv și aveai cumva un regret pe partea asta, dar posibil te gândești poate după cariera ta de sportiv să ai și o carieră într-un alt domeniu? Te gândești la așa ceva? Momentan nu m-am gândit la așa ceva sau poate spun, dar poate e un exemplu exagerat, nu am un plan de rezervă sau ceva în caz că nu-mi iese cu notul. Nu m-am gândit niciodată din perspectiva asta. Sunt setat pe not, sunt setat să fac tot ce se poate, să scot cât mai mult din relația pe care o am cu antrenorul și cu echipa și vrem să schimbăm un pic lumea notului, vrem să revoluționăm și vrem să arătăm cât de repede poate un om să ajungă, să note. Da, apropo de not, relația ta cu partea asta de trăitul vieții de adolescent, ieșeală, fete... discotecă, toate treburile astea, ele se întâmplă? Sunt
acolo? Mai ai timp? Da, nu prea am mult timp, nu prea am mult timp liber și atunci când am, sunt obosit. Să știi că așa suntem și noi. Știi cum fac fetele, mă? Da, încerc să am, aș spune că am o viață destul de tipică, viața tipică a unui adolescent. Și atunci când am timp liber încerc să mai ies cu prietenii, să mai ies cu prietena mea. Da, n-am mult timp liber, dar din nou, repet, mi-am ales treaba asta, mi-am ales meseria asta. E ca un job. Te invităm să rămâi alături de noi și după 9:30. Vrem să mai aflăm lucruri din viața ta. Suntem alături de David Popovic, le spunem ascultătorilor, și alături de antrenorul Adrian Rădulescu. După 9:30 călcăm apa. Da, vrem să aflăm ce muzică asculți, cum a fost la Olimpiadă, ce mănânci. Da, dar și pasiunile secrete din viața ta. Cred că intuiesc că am găsit ceva. Dacă sunt secrete, nu o să ți le spun. Poate nu mai sunt secrete ei, început. Da, voi, da. Nu știu, confirm. După 9:30 rămânem cu David Popovic, rămâneți cu Digi FM. Doi matinali și jumătate. Un serial fără jumătăți de măsură. Ca să știi.